am văzut că între timp ați mai spus, ați mai scris câteva întrebări. Este foarte important să le scrieți. Dacă le votați, ajung mai în față și vor avea probabil prioritate. Cineva scrie aici, probabil din o experiență proprie, de ce nu se pune accentul la străință pe ceea ce experimentăm pe minte fără lor, colirea minții? De ce se pune accentul pe asta? Pe repetarea unor cuvinte, tăcâți, sunt ele biblice, da sau nu? există practica aceasta care considerăm că este una biblică, pentru că apostolii Petru și Ioan au venit să se roage pentru cei care primiseră deja cuvântul ca să fie botezați cu Duhul Sfânt. Deci practica aceasta nu e greșită. Pavel a mers în Efes și s-a rugat împreună cu cei 12 apostoli al lui Ioan din biserica sau din localitatea Efes. Da e clar că Duhul Sfânt nu trebuie învățat ce trebuie să zică. Da? Dar dacă vine un slujitor și te ajută și îți spune, de exemplu, nu te mai ruga continuu să fii iertat. Dacă ai fost la mărturisire, dacă ți-ai mărturisit toate păcatele, tu trebuie să crezi că ai fost iertat, respectiv iertată. Și trebuie să crezi în iertarea pe care ți-a oferit-o Iisus Hristos prin sângele său. Deci dacă te sfătuiește și îți spune care să fie subiectul pentru care trebuie să te rogi, nu greșit. Pentru că atunci când stărui botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să te rogi pentru botezul cu Duhul Sfânt. Sunt foarte mulți care după ce merg la mărturisire, ei din nou vin la stăruință, în acel context în față sau unde e... Organizează stăvința și își reactivează păcatele lor și se gândește iară, cum am putut să cad acolo, cum am putut să fac asta, și mintea lui nu poate fi liberă să primească vorbirea pe care o oferă Duhul Sfânt. Pentru că mintea acelei persoane e conectată cu un alt subiect care e incompatibil cu votezul cu Duhul Sfânt. Dacă te-ai iertat, Hristos, tu trebuie să crezi în iertarea pe care a făcut-o și a dat-o Iisus Hristos și crezând în iertarea asta, tu trebuie să te rogi pentru subiectul botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu este un sistem care vine în urma unor cuvinte. Dacă sunt unii frați care spun să zici Aleluia, din ce înțeleg eu, dumneavoastră se referă la faptul că tu trebuie să lauzi pe Dumnezeu. Să-i dai glorie Domnului Iisus Hristos și să recunoști că botezul tău cu Duhul Sfânt va fi pe baza meritelor Domnului Isus Hristos. Repetarea unui cuvânt nu aduce botezul cu Duhul Sfânt. Dar subiectul pentru care trebuie să te rogi, e clar că trebuie să fie unul compatibil cu botezul cu Duhul Sfânt. Deci tu trebuie să-i ceri lui Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să folosești neapărat anumite cuvinte. Dacă tu simți personal că utilizând un anumit cuvânt care la sfatul cuiva, te ajută, nu-i greșit nici asta. Deci trebuie să te rogi liber și liberă pe subiectul botezului cu Duhul Sfânt. Da? O altă întrebare este dacă e autentică vorbirea în limbi, dacă după ce vorbesc nu simt că s-a întâmplat ceva, că am primit putere sau pace. Deci nu se pune problema dacă vorbirea în limbi e autentică sau nu. Nu așa se pune problema. Se pune problema care este cadrul în care tu ai vorbit în limbi. Dacă înainte să vorbești în alte limbi, tu nu ți-ai propus să imiți pe cineva, da? de exemplu, ai auzit pe cineva care vorbește în limbi și din dorință de a impresiona persoana din jurul tău, tu repeți acea expresie imitând faptul că ai fost botezat. Deci asta e o motivație clar greșită. Da? Dorința de impresionare, adică la bază un duc de mândrie și nu are cum să fie botez cu Duhul Sfânt. Dar dacă tu în sinceritate, da? Tu în sinceritate te a rugat, Duhul Sfânt te-a botezat și ai primit semnul evident, audibil, vorbirea în alte limbi, tu ești botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că în Biblie nu găsim că semnele interioare trebuie să fie toate la fel. Da? De exemplu, eu la nivelul corpului, când vorbesc în alte limbi, am un fior la nivel de umeri. Sunt nu înseamnă că obligatoriu toți care botez, simbolizează cu Duhul Sfânt și vorbesc în limbi, trebuie să simtă ceva la nivel de umeri. Nu, asta nu scrie în Biblie. Deci sunt niște semne evidente, cum e vorbirea în limbi, și sunt semne experiment. Dar la ce mă refer când zic că trebuie să ai pace? Tu trebuie să ai pace cu Dumnezeu. Deci tu nu poți fi pozitiv cu Duhul Sfânt dacă nu ai pace cu Dumnezeu. Tu trebuie să ai pace cu tine însuți. Da? Adică, dacă tu nu te-ai iertat pentru păcatele pe care le-ai comis în trecut, nu poți fi pozea cu Duhul Sfânt. Iar trebuie să ai pace cu cei din jur. Deci nu se poate ca tu să produci scandaluri intenționat și tu după ce ai produs scandaluri și te-ai bucurat că ăla a oprit o pastila și că e pe jos, tu ești răzbunat așa în interior și zici, nu, acum mă duc și vorbesc în limba. Asta nu există. Sunt chestiuni de clasa întâi, Pace cu Dumnezeu, pace cu tine însuși și pace cu cei din jur. Dar puterea pe care te-o primești nu se vede neapărat că ești, te simți mai tare, da? ci puterea pe care te-o primești se vede în viața ta proprie. Adică în fața păcatului tu vei avea putere să nu cazi în ispită. În fața păcatului tu vei avea putere să mergi, să depășești acea presiune psihică care ți se arată ca să îți producă păcatul. Și apoi, în fața celor din jur, tu cel puțin vei avea dorința asta, chiar dacă nu vei avea întotdeauna curajul, să-L mărturisești pe Hristos. Să înseamnă putere. Să fii puternic să lupți împotriva păcatului și să fii puternic să lupți împotriva forțelor celui rău care vrea să-i țină pe oameni legați. Deci nu vă imaginați că atunci când ești bozat cu Duhul Sfânt la tot, trebuie să fie un extraz extraordinar să primești o putere. Da, sunt oameni care în momentul în care sunt botezați cu Duhul Sfânt au o așa anumită senzație că ei zboară, sunt foarte liberi, au o, o, o viață mult mai deschisă pentru a-L pe Hristos. Da, așa se manifestă în viața lor. Dar aceste experimente personale nu trebuie să fie la toți la fel. Da? Dar tu trebuie să ai bucuria mântuirii, că dacă nu ai, nu ești mântuit. Sau dacă nu ai, n-ai vegheat și ai greșit cu ceva și trebuie să-ți retușezi viața și apoi vei primi puterea respectivă și bucuria respectivă și pacea respectivă, da? Deci dacă nu ai, s-ar putea să ții ceva în tine, nu știu, o supărare ulterioară după puteți cu Duhul Sfânt. Deci s-ar putea tu să fii deja văzat cu Duhul Sfânt, dar ulterior să fii greșit și atunci păcatul din viața ta să aducă o neliniște. De aceea trebuie să mărturisești păcatul la chiar dacă ai fost bozizat cu Duhul Sfânt deja. Este biblică practica fraților care vin pe lângă stăruitori inducându-le un cuvânt de laudă sau spunându-le să dea drumul la vorbire deși nu au și nu simt cercetarea? Da, aici într-un fel trebuie să mă repet. Frații care vin lângă stăruitori nu greșesc pentru că dumnealor își doresc să te ajute pe tine să te concentrezi total la ce trebuie să faci. Vezi, din experiențele care au fost până azi, se observă că stăruitorii merg până la un punct anume, ajung la un anumit nivel de conexiune cu cerul, de intrare în prezența Domnului. Și pentru că nivelul ăla e un nivel al credinței pe care trebuie să deruleze, să poată păși mai, de, mai departe, simt nevoia să se retragă. Le este frică. Și atunci nu-i deloc greșit să fie cineva lângă tine care poate să spună n-ai greșit cu nimic. Au fost cazuri în care domnul m-a călăuzit și mi-a dat prin dar de cunoștință informația că un tânăr, de exemplu, are o problemă. Era într-o altă localitate, nu aici, în biserică. Are o problemă pe care n-a spus-o la nimeni niciodată. E problemă care îl frământă. Și când se apropie Duhul Sfânt să le boteze, nu poate să-l sigileze, nu îi poate da vorbirea în alte limbi, pentru că el se întoarce din nou la problema lui. L-am luat puțin de o parte în acea locație, i-am zis, uite, ai o problemă în anocutare, nu știu ce am spus, că nu mai știu acum, dar i-am spus exact care era problema lui și a zis, da, e adevărat. Uite, dacă tu recunoști asta, spare rău, mă rog pentru tine, pentru eliberare, cu punerea mâinilor, mergi înapoi la locul tău la stăruință și vei vorbi în limbi. N-au trecut de câteva secunde și băiatul respectiv a început să vorbească în limbi. Întrebare, am greșit sau nu? Pentru că indirect, ci că l-aș fi ajutat. Nu, nu l-am ajutat. Duhul Sfânt a vrut să mă folosească pe mine în acel moment, mi-a dat o informație care era privată a lui, nu puteam spune la nimeni, da? Duhul Sfânt mi-a dat curaj să folosesc acest dar al cunoștinței, să-i spun informația, el să fie eliberat și apoi să-i spun, uite acum dacă vorbești, dacă te rogi din nou, o să primești la nivelul minții un cuvânt. Sau sunt cazuri în care Frații primesc de la Domnul informația, prin cunoștință, că persoana aceea deja are în minte un cuvânt. Și atunci nu-i greșit ca slujitorul să se apropie de urechea stăruitorului sau stăruitoarei și să-i spună, ai la nivelul minții un cuvânt pe care nu-l înțelegi? Rostește-l prin credință în numele Domnului. S-a întâmplat asta, de exemplu, când eram în Carpați, acum în 15 mai. Da? M-a trimis Domnul lângă o persoană, nu mai știu cine era, băiat sau fată, și mi-a zis, i-a spus așa, la nivelul minții tale, ai câteva cuvinte pe care nu le înțelegi. Și normal în că s-a speriat persoana și mi-a zis, dar oare de la Domnul? Deci asta e întrebarea tuturor. Da, e de la Domnul. Îți de la Duhul Sfânt. Spune-le și vei vorbi în limbi. După câteva minute vorbea fluent în alte limbi, încât nici n-am putut opri, n-am vrut. Înțelegeți? E foarte important, stăruitorii, deci să nu credeți că cineva are de gând, aici e ai problema, la nivel perceptiv, când deja mergi cu ideea că, da, cineva vrea să-mi facă rău, când mergi cu, așa cu o idee preconcepută că cineva are de gând să facă o statistică, cât să-ți botezați la Betania, cât îți botezați nu știu care biserică, deja tu ai mers într-o sferă periculoasă. Tu nici nu mai poți primi botezul cu Duhul Sfânt că tu judeci pe cineva și deja comiți un păcat. Dar când tu ești sincer, vă mai spun ceva. Când o persoană este curată spiritual, când este sinceră cu Dumnezeu. Voi trebuie să știți că Dumnezeu nu lasă pun om să se rătăcească. În momentul în care tu ești curat, se rătăcesc doar oamenii care trăiesc în păcat. Nu te poți rătăci dacă tu nu trăiești în păcat. Dacă tu ți-ai mărturisit toate păcatele, Domnul abia așteaptă și tatăl și fiul să te boteze cu Duhul Sfânt. Da. În fapt, observăm în multe cazuri că Duhul a venit în momentul când apostolii și-au pus mâinile peste ei. De ce azi se primește așa de rar în acest fel? Acum depinde cine a scris, de unde e, De unde știi că se primește rar? Aici, pe platoul ăsta, au fost foarte multe cazuri în care Duhul Sfânt le-a zis unor frați: du-te și puneți mâinile pe capul lui să vorbească în limbi. Că trebuie să vorbească în limbi. Aici undeva era un băiat care vorbea doar în ucraineană, franceză, și, nu știu, spaniolă sau ceva de genul. Nu știa nici măcar o babă de limba română. Și Domnul mi-a zis, fii atent că băiatul ăsta, care a venit aici, l-a trimis cel rău, l-a trimis cel rău să bulverseze situația, pentru care are niște stăpâniri demonice peste el. Domnul m-a dus lângă el, nu știu în ce limbă am vorbit, oricum nu franceză, dar prin Duhul Sfânt i a zis câteva cuvinte în alte limbi, nici măcar nu știu dacă sunt și instantaneu băiatul ăla s-a simțit deranjat, dar nu a zis tare la oreche. Nu m-au alții. S-a simțit deranjat Duhul din el și a plecat la loc. Deci Duhul lucrează și azi. A fost cazuri în care Domnul m-a trimis la cineva, nu ca și fi... Deci, nu știu cum să vă explic ca să nu înțelegeți greșit. E foarte important să nu înțelegeți greșit acum. Că dacă înțelegeți greșit, nu s-a întâmplat nimic ce trebuie. Deci Duhul Sfânt vă lucrează cum vrea El. Vedeți, frații primesc călăuzirea să pună mâinile peste anumite persoane. Și mai mulți frați sau unii dintre dumnealor pun mâinile. Nu se știe în dreptul căruia Dumnezeu a lucrat prin punerea mâinilor să primească Duhul Sfânt. Dar sunt cazuri în care când cineva pune mâna instantaneu, acel om, pentru că e pregătit, e momentul pregătit, omul respectiv vorbește în limit. Sunt cazuri de genul ăsta. Cum faptul că nu le facem publice și nu le dăm nicăieri, asta cred că așa trebuie să fie. Da, cineva întreabă dacă am auzit cuvinte în altă limbă și le-am ținut minte și îmi vine să le folosesc în rugăciune, e păcat sau e ceva rău? Trebuie să fii foarte atent în cazul ăsta. Deci, nu știu cum să vă explic. De la 9 ani prin Harul Domnului vorbesc în limbă, dar niciodată n-am stat să mă gândesc ce zic. Cineva m-a întrebat o dată, ai scris vreodată pe litere ce zici? Nu, pentru că eu când vorbesc în limbă stau cu ochi închiși, cum să scriu. Deci, Niciodată n-am stat să mă înregistrez. Mă tem să fac așa ceva. Niciodată unii își permit să facă videoclipuri cu mine spunând ce vorbesc eu în limbi, da? Domnul să ierte ce să zic altceva. Adică vorbirea în limbi, noi trebuie să pricepem că nu-i comanda noastră. Eu nu vorbesc în limbi că vreau, Pum pun pe buton și vorbesc în limbi, așa vreau eu. Când vorbesc în limbi, nu vreau eu, în primul rând. Adică nu nu-i vorbirea în limbi inițiază Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt care o inițiază mi-o propune mie la nivelul minții. Eu dau acordul doar. Așa că eu nu stau să mă gândesc ce vorbesc în limbi. Nu știu cum de tu știi ce vorbește. Asta mă miră. Deja deci, ai o problemă că stai să analizezi. Deci dacă tu crezi că votezi cu Duhul Sfânt e autentic, tu trebuie când te rogi, dacă primești cuvinte care nu le înțelegi, să-i dai drumul să vorbească. Și atunci nu o să mă te gândești, mă, dacă le-am zis cuvintele lucutare, pentru de unde știi că cuvintele cu De unde știi ce vorbește altul în limbi? Eu nu stau niciodată să mă gândesc, bă, oare ce o zis ăla? Oare poate fi traducibil? Adică, asta nu-i treaba mea. Pentru că Biblia spune foarte clar, când cineva vorbește în alte limbi, nu vorbește oamenilor, nu-și vorbește lui. Îi vorbește lui Dumnezeu. Deci, ce să fiu curios ce zice lui Dumnezeu? Ca și cum mai fi o, o. era să zic, cu băbuță surdă, care stai acolo și stai cu urechea ciulită, bă, ce o zis oare? Are probleme, lasă-ți că spui Nu. Deci, când te rogi, prin Duhul Sfânt, Duhul vorbește taine cu Dumnezeu. De ce să fii tu curios ce zice? Ați e frică să nu zici prostii? Deja ai necredință. Păi Duhul Sfânt nu vorbește prostii. Niciodată în viață n-am auzit un stăruitor sincer care să primească boteză cu Duhul Sfânt și să zică vreodată vreun cuvânt care este cu o valență imorală, care să aibă conotații murdare. N-am întâlnit. Și asta se întâmplă de zeci de ani. N-am întâlnit niciun om. De ce asculți tu pe alții că vorbesc în limbi? Deja tu ai, aici e ai o problemă. Că tu ai ascultat vorbirea altora. Bun. Acum, dacă tu ai ascultat, există șansă pentru tine, nu-i problemă. În momentul în care te rogi să fii botezat cu Duhul Sfânt, tu trebuie să-i spui Domnului, Doamne, eu mă debarasez de ce am auzit, renunț la ideile care sunt la nivelul minții mele și eu cred că curățindu în viața, tu poți să-mi dai vorbirea în limbi care e pentru mine. Amin? Amin. Și dacă tu ai frica aia că ai auzit vorbelele ele la alții, roagă-te până când îți dă Domnul alte cuvinte. Să nu mai ai niciun dubi. Să nu mai ai emoții, bă, de la mozi la alții. Cuvintele alea, spune Domnului, Doamne, nu le pot folosi că le-am auzit. Ce, e sărac, Duhul Sfânt, nu știi să-ți alte cuvinte? Păi te poate vorbi, face să vorbești până dimineața în limbi. Bine ar fi să fie asta prorocie pentru care va dintre noi. N-a zis, mine? Ce frumos ar fi. Eu știu un bărbat, acum în Spania, vă dau nume și prenume, că am Ovidiu și era în Albini, are legături, are niște rudeni aici la noi în biserică. Bărbatul ăsta, mi-am amintesc că într-o miercuri seara în Albini, la demisol, a început să vorbească în limbi. Și a vorbit în limbi, nu exagerez, zile întregi, dacă nu spre o săptămână. Eu dădeam mâna cu el și el vorbea în limbi. Nu mai, nu mai vorbea în limba română. Asta nu înseamnă că nu mai putea dar așa s-a manifestat Duhul Sfânt peste el, că vorbea în limbi, avea tendința să meargă la magazin, să zic că vreau două... Nu zicea pe Deja nu mai mergea singur. Deci să nu, vă, să, nu creați, să nu vă creați iluzia că era inotizat de Duhul Sfânt. Nu. Așa a acceptat el să vorbească în limbi și vorbea în limbi continuu. Deci vorbea dimineața, seara. Imaginează că ăsta era trebuie să fie mut la servici. De, a, de a da un duc de ăsta care e prea vorbitor, n-ar fi rău. Ce ziceți? Intră pe mut un pic să vorbească Duhul Sfânt. Da, deci există posibilitatea asta. Are Dumnezeu cuvinte suficiente. Nu vă ne liniștiți pentru asta. Da, o altă întrebare trecut acum recent. A zice că trebuie să-ți imaginezi crucea lui Hristos când stărui, ce-mi place. Și îmi place cum dați... Da, așa, Stiți atenți, asta e ideea. Când stărui nu este aceasta un șablon, în Biblie nu scrie că trebuie să stărim cu imaginea asta în minte. Da, era doar un exemplu. Deci, I-am dat un exemplu prin care am spus că în momentul în care stărui după Budezeu cu Duhul Sfânt, tu trebuie să ai un anumit tip de subiect în minte. Nu te gândi dacă ți-ai închis, nu știu ce, mașina, vi, dacă ai dat, ai, oare s-o trimis e mail ăla cu Coloviu. Păi, pare foarte rău pentru tine. Dacă nu s-o trimis, e în draft, da? Vine ce rău și zice, mă, dacă nu s-o trimis. Dacă e de la Domnul, nu N o să fie trimis. Mi s-a întâmplat odată să nu fie trimis e mail -ul. Dar i-am zis când eram la biserică, diavole, lasă că văd eu mai încolo. Ce e tot cu asta? De ce mi-a dus asta în minte? Ați că văd dacă sunt trimis sau nu. Că există posibilitate, după program. Înțelegeți care e ideea. Deci, tu trebuie să te gândești la un subiect anume. Nu te mai gândi la păcatele tale. Deci, am zis să-ți imaginezi crucea de la Calvar. Pentru că jerfa ispășitoare a lui Hristos este singurul argument pentru care noi am putut ajunge să fim botezați cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă șerfa de la Calvar, crucea lui Hristos? Să nu e ca un fel de șablon, obligatoriu să te gândești la asta, nu. Este un tip de subiect care îți amintește că nu meriți, îți amintește că Isus a dat totul și că Isus a promis că atunci când se va înălța la cer, va avea posibilitatea de atunci încolo, până când revine prin răpirea bisericii, să primești botezul cu Duhul Sfânt. Asta e ideea. Dacă nu vrei să te gândești la cruce, gândește-te la sângele lui Isus Hristos. Gândește la un subiect care să fie compatibil cu mulțumirea și cu recunoștința la adresa lui Dumnezeu. Adică, vrei boteză cu Duhul Sfânt? Caută la nivelul minții tale subiecte de rugăciune care să fie compatibile cu această cerință. Nu ce un trai mai bun. Nu vă rugați pentru că storie când boteză cu Duhul Sfânt. Bine? N-ați zis amin? Da cum ar trebui să decurgă o stăruință biblică fără implicații omenești, exemplificare. Păi cum te curge la Betania? Ce să vă spun? Da. Deci trebuie să fie neapărat mărturisirea păcatelor, spuneam cei 11 pași. Trebuie să existe curățare totală a vieții, trebuie să existe credință și cerere continuă. Să primești Duhul Sfânt când vrea Duhul Sfânt și să ceri până când îl primești. Deci pentru asta te rogi. Când eram în stăruință, atunci când aveam 9 ani, știți că v-am spus asta deja, prin Harul Domnului, mă rugam în fiecare rugăciune să fiu potezat cu Duhul Sfânt. Deci nu exista subiectul să să ratez. Nu se putea. Mă rugam în fiecare rugăciune și spuneam, Doamne, te rog, botează-mă cu Duhul Sfânt, te rog, botează-mă cu Duhul Sfânt. Consideram că e strict necesar pentru mine. Când ceri așa, ai toate circumstanțele pozitive, adică ai toate condițiile să primești Duhul Sfânt. Da, o altă întrebare zice, dacă am auzit cuvinte în altă limbă, asta deja era, așa, dacă ți-ai pierdut vorbirea, da, prin Duhul Sfânt înțeleg, trebuie să stai înapoi să primești. Cum aici e diferență un pic, da? Deci în Biblie nu scrie Niciodată cât au vorbit în limbi cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt. Adică cât de lungă a fost vorbirea. Că au vorbit un minut, că au vorbit 15 secunde, că au vorbit 5 secunde. Nu scrie asta în Biblie, așa că nu pot să vă spun cât trebuie să fie durata vorbirii în limbi. Și, de asemenea, vorbirea în alte limbi este o lucrare privată a credinciosului cu Dumnezeu. Din înțelegerea mea biblică. Eu cred că vorbirea în alte limbi pe credincios trebuie să-l însoțească toată viața. Și mi-aș dori ca toți cei ce botezați cu Duhul Sfânt să ajungă la acel nivel spiritual în care, indiferent de vârsta la care au ajuns, să vorbească Duhul Sfânt în alte limbi prin ei. Dacă nu mai există vorbire în alte limbi, eu nu pot să spun direct, că n-am argument biblic, că ai, prim, ai pierdut Duhul Sfânt. Deci, aici să mă înțelegeți. Deci nu există un argument biblic în care să se spună l-ai întristat pe Duhul Sfânt când nu mai vorbește în limbi. Se poate ca în dreptul unora acesta să fie un semn că Duhul Sfânt s-a îndepărtat de ei pentru că nu mai vorbesc în limbi. Dar nu în cazul tuturor e la fel. N-am argument biblic, nu scrie în Biblie. Nu mai vorbești în limbi, la ai pierdut pe Duhul Sfânt. Asta depinde foarte mult de nivelul tău de credință, de maniera în care te lași disponibil pentru crearea Duhului Sfânt. Și rețineți, păcatul în care persistă un om, îl îndepărtează pe Duhul Sfânt din viața unui om. Nu absența vorbirii în limbi. Da? E foarte important să vorbești în limbi câtă vreme trăiești. Și asta îmi doresc pentru mine și pentru familia mea, câtă vreme trăiesc, până la ultima suflare, mi-aș dori ca ultimele mele cuvinte să fie vorbire în altă limbă. Nu știu ce îți dorești tu în viața asta, dar mi-aș dori să vorbesc în limbi până la ultima oră, până la ultimul minut. Să vorbesc în limbi. Adică să pot vorbi în limbi dacă Duhul Sfânt vrea să coboare atunci. Dar dacă l-ai pierdut pe Duhul Sfânt pentru că trăiești în păcat, deja e altceva. Atunci tu trebuie să te întorci la dragostea ta din tâi, trebuie să te întorci la Scriptură, trebuie să te întorci la rugăciune, trebuie să cauți fața lui Dumnezeu, trebuie să renunți la orice păcat și trebuie să te întorci ca și cum te-ai pucăit de la zero. Ai mare grijă. Și ce trag un semnal de alarmă. Ai mare grijă. Că n-am garanția faptului că și în ultimul minut de viață o să mai poți să te întorci și să revină Duhul Sfânt în viața ta. Pentru că eu nu știu cum pleci din lumea asta. Sunt circunstanțe în care oamenii pleacă subit în urma unui accident. Și atunci imaginează-ți că nimeni când este în urma unui accident nu zice, Doamne, fă să mai vină atât Duhul Sfânt. Cel se concentrează să aibă impactul cât mai mare asupra vieții lor. De aceea tu trebuie să fii pregătit în orice moment. Pentru orice circunstanță care poate să vină peste viața ta sau peste viața mea. Mai sunt și alte întrebări, probabil cu altă ocazie o să răspund la ele. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, când noi îl punem pe Dumnezeu în centru vieții noastre, când noi ajungem într-o stare de disperare sfântă, cu conotație binecuvântată, adică zicem Domnului Doamne, nu vrem fără Duhul Sfânt, să știi că atunci se întâmplă o minune. Poți în timp ce mergi acasă, acum, pe autobuz sau pe jos, sau cu ce ai venit cu bicicletă sau cu mașină, să te boteze Duhul Sfânt. Sunt momente în care foarte rar plec la evanghelizare sau la întâlniri din eret pentru că așa sunt circunstanțele și plec singur. Sunt momente în care țin de volan pentru că mă tem să nu pierd controlul, pentru că a coborât Duhul Sfânt peste mine și vorbesc în alte limbi. Sunt momente în care se mută subiectul dintr-o dată și în timp ce mă rog pentru cineva, dintr-o dată vorbesc în limbi și apoi schimbă Duhul Sfânt direcția pentru care mă rog pentru că cineva intră în pericol de moarte. Cineva e aproape să se uite la un site pornografic, cineva e aproape să cadă în păcat, cineva și în toată îmi zice Duhul Sfânt, roagă-te pentru cutarea dar nu, nu îmi zice ca și cum ar face o pauză, în timp ce mă rog, într-un mod fluent să întâmplă asta. E foarte important să înțelegi că Duhul mijlocește pentru Sfinți. Duhul vorbește taine cu Dumnezeu. Tu nu poți să-ți imaginezi mesajul criptat și codat pe care îl are Duhul Sfânt pentru securizarea ta proprie. Dacă ți-ai dat seama câte cohorte demonice sunt prezente în jurul tău, 24 din 24 de ore, n-ai mai sta liniștit. N-ai mai putea să fii liniștită cu ideea, las că am vorbit în limbi acum 3 ani. Și te ruga în mod constant, Duhul să vorbească prin gura ta. Pentru că asta înseamnă și securizare proprie. Asta înseamnă binecuvântare. Au fost oameni la care Duhul Sfânt le-a pus în minte și le-a zis, uite, nu-i bună direcția asta în care mergi. Și toți din jurul lor ziceau, patatu, bine mergi. Și Duhul a zis, nu, nu pe acolo, trebuie să-mi schimbă direcția. Și nu știu de ce. Dar le-a vorbit Duhul Sfânt. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea în această rugăciune ultimă, aș vrea să mai cerem o dată să coboare Duhul Sfânt peste noi. Probabil că o să devină obositor prin faptul că repet și repet, mereu și mereu, ai nevoie de Duhul Sfânt. Ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Ai nevoie de această capacitate pe care să o lași să lucrezi în viața ta. Nu lăsa vorbirea limbi să fie o dată acum nu știu câți ani, acum nu știu câte luni și să dormi lejer și să sforă spiritual și să nu spese de lucrarea Duhului Sfânt și să te interesezi doar de pământ. Pentru propria ta persoană, pentru binecuvântarea viitorului tău în căsnicie, în terularea planului pe care le-a Dumnezeu în slujirea ta. Ai nevoie să vorbească Duhul Sfânt prin tine. N-a existat moment în care să vorbească vorbesc limbi și să nu primesc din partea lui Dumnezeu o răspuns, o putere, o ridicare, o transformare. Nu m-a ridicat nimeni din, din, uh, scaun sau de unde eram, din, din biserică. Nimeni nu mi-a făcut nimic pozitiv. Dar Duhul mi-a dat putere să merg înainte. Sunt momente în viață în care simți că trebuie să pui gata armele jos și să nu mai faci nimic pentru Dumnezeu. Atunci ai mai mare nevoie de Duhul Sfânt. Atunci intră în camera ta, oprește uh, telefonul, renunță la factori perturbatori și zi Duhului, Duhule, nu mă ridic din genunchi nu coboară peste mine prezența ta. Vreau ridicare, vreau transformare, vreau un bărbătare de la Duhul Sfânt, vreau împuternicire, vreau să lupt cu duhurile și, Doamne, vreau să fiu biruitor în numele tău. Haideți în această ultimă rugăciune, care va fi și una de mulțumire, să cerem din nou puterea.